prea am avut ocazia să ne întâlnim, adică nu ne mai simțim așa izolați ca niște bule, noi spitalul, ceilalți în alte părți. Ca oameni din prima linie a celor care îngrijesc hepatita C de la fate, niște stadii de spitalizare, pot spune cu dramă. Dramă când pacientul nu poți să dai prea multe opțiuni. Așa că ajutorul dumneavoastră este o rază și este ceva, pe mine cel puțin, mă impresionează și așa de mult aș dori să aibă atât de mult succes campania aceasta, ca să nu mai avem atât de multe cazuri grave, să deservim niște situații disperate câteodată, nici colegii de la Iași câteodată nu pot acoperi când se vorbește de transplant, ci despre lucruri în afara posibilităților terapeutice acestea de la nivel de terapie pe hepatite. Vă mulțumesc și chiar aștept, am mari speranțe, mulțumim că ați dat drumul la acest proiect și când ați și pe noi, chiar dacă foarte, foarte târziu și suntem o opțiune mai de sfârșit, dar abia aștept și noi tot ce putem face ne implicăm. Mulțumim tare! Mulțumim foarte mult!